Doctorița Magdalena Pomană va fi noul șef al secției medicale, în timp ce medicul Dan Eleodor Ponoran, managerul Spitalului Județean de Urgență Vâlcea, a câștigat concursul și pentru postul de șef al secției chirurgie generală. La psihiatrie 1 și 2, noi șef de secție sunt medicii Elena Georgiana Angheluș și Angela Chilom. În fine, viitorul șef al secției obstetrică ginecologie 1 va fi doctorul Marian Stoica. Consilierii județeni au luat doar act de rezultatele concursului, dar noile numiri au dat naștere și la discuții în plen. Să consemnăm faptul că avem de câteva zile și astăzi vom valida câteva personalități medici din Spitalul Județean și mă refer la doctorița Pomană Magdalena pentru secția medicală, pentru cele două secții de psihiatrie, doctorița Angheluș și doctorița Chilom, și pentru medicul șef de secție, Marian Stoica, cei care au făcut performanță și cred că vor face performanță. De asemenea, sigur, așa cum spunea și dumneavoastră, managerul spitalului a concurat și pentru șef de secție chirurgie. Va fi în continuare, sunt convins, și va obține performanță cu Spitalul Județean, cu care ne mândrim și care, de câțiva ani de zile, lucrurile merg bine la Spitalul Mașcul Județean. Mulțumesc! La Spitalul Județean de Urgență. Nu merită, felicitați toți medicii din Spitalul Județean de Urgență Vâlcea, domnul Păsat. Nu merită toți felicitați, dar sunt doctori pe care cărora trebuie să le aducem mulțumiri pentru activitate, dar ca în orice structură mai sunt și probleme pe care sunt convins că administrația însă le va rezolva. La fel cum de tare cred că lucrurile nu se fac cu rea voință. Aleșii vâlcenilor se așteaptă ca noi șef de secție să vină cu o schimbare de atitudine față de pacienții, dar și cu mai multă armonie între medicii specialiști.